Il a qu'à faire copier, il me fait trop voir, il me fait. Petit, il a fait la taille. Petit, il a fait la taille. Non, mais il est indécis. C'est un qui me Chefe, fii atent că aici, dacă arunci cu ouă, poți fi arestat. Nu, nu arunc cu nimic, n-am nimic decât telefonul. Dar arestat, cred că arestat trebuia de la cel mai de la început, pentru că Alexandra putea fi salvat. Nu vedeți? Sunteți de acord? Și asta e peste tot în România. E gangrenă, domne, aici, uitați-vă la ăștia. Ăștia ni-i șepciule, domnule. Lăsați omul în pace. Ăștia șepciule, domnule. Băi, veniți acum, unde ați fost, domnule? La carcina copiilor, ce uite? Haideți înapoi, că după îl scoate pe nenorocit. De ce boli? Da, începe lumea să revolteze și au început să arunce cu pietre. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar cred că... Nu știu ce și cum. Deci nu mai este aici, e tehnic. Deci am venit să părăsim zona pentru că este tehnic aici. Și agresorul nu mai este aici? Nu mai este aici. Nu mai este. Vă dați seama că nu mai este. Agresorul nu mai este aici, vă jur. Vă dați seama că nu mai este. Da, stați. Dar Alexandra putea fi salvată. Ăsta mi-a omorât nepoata la Dobrostului în Pâlbura. Haideți, cu tine să ieșim. Hai, gata. Încercați. Da, să fim mulți. Nu vă lovesc. Nu vă tocmai se finalizează o activitate de relevare de urme criminalistice. S-a vorbit foarte mult astăzi în presă de diferite resturi umane și vrem să vă întreb dacă ați găsit asemenea resturi și dacă ați putut să stabiliți că este vorba nu numai de o victimă, ci de două. Pentru a răspunde la această întrebare, mai e nevoie de acord de natură antropologică și genetică. În prezent, după cum știți, avem doar informația că au fost recuperate de aici înainte provizoriu parafinal. Despre fata de ieri, precis Alexandra, ce știți să ne spuneți? A fost găsit cadavrul ei aici? Stați un pic, că puteți să faceți diferența între niște oseminte de acum 6 luni și recente de 20 de ore, 24 de ore sau 10 ore. Spuneți adevărul. Noi suntem aici, am venit pentru a sprijini coordonarea realizată de colegii noștri în realizarea acestei activități, pentru a lua toate datele și informațiile care au circulat în presă despre posibile sănătoși și Nu mai râs acum, nu mai râs! Mă construie! Te puteți spune ceea ce s-a scris astăzi în presă că inițial a negat și ulterior a recunoscut. Nu, 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 n
Eu sunt cineasta și prima oară mă dea cu capra urechi. Sau sunteți cineasta? Știți de drum. Informația asta... Păi i-ați găsit despre umane în curte omului, adică ar fi puțin probabil ca nu să fie autor. Corect, pentru dumneavoastră e mai simplu să faceți niște silogisme, să faceți niște concluzii. Nu suntem mai rezervați, avem niște constrângeri procedurale, nu sunt de comunicare publică, repet, nu sunt pacient de caz, am venit în altă ori aici. Domnule Popov, din ceea ce ați reușit să puneți cap la cap până acum, din ceea ce știți până acum, știm că totul e încă la început, aveți vreo primă concluzie, ați găsit o problemă, ați identificat unde s-a greșit? Sau unde pare că s-a greșit? Nu am găsit o problemă, am primat informații, ne-am concentrat pe activitatea care s-a desfășurat pe azi, aici, aproape în locuri, pe elevare de urme, de diferite specialități criminalistice, informațiile legate de procesa. Care a fost atitudinea lui? Comunicat de presă mai precis. Cel mai probabil în cursul zilei de mâine va fi într-o oarecare măsură tranșată cu problema. Cel mai probabil mâine lucrurile se vor fi clarificate. Care a fost atitudinea bărbatului în cursul zilei de mâine? A participat la activitate, în calitatea sa de a participat la activitate, evident că atitudinea lui poate fi imaginată, nu? Unde este acum? Ce se va întâmpla? Este adevărat că nu ar fi acționat singur? Pentru ce se întâmplă asta, care e rolul?
Există posibilitatea, dar mai fi complice cu el? Ar mai fi implicat cineva în aceasta? Nu ar fi acționat singur? Într-o situație în care o persoană sună la 112 și spune, sunt sechestrată, dă indiciile pe care le poate da, află în cele din urmă poliția, procurorul, unde e, poate intra fără mandat, să fie clar. Pentru salvarea vieții sau integrității corporale a unei persoane foarte pericol, în spațiu privat, se poate pătrunde în acest spațiu fără autorizație. Este o greșeală faptul că nu s-a intrat? Dar dumneavoastră îl sprijiniți pe procurorul de caz. Practic nu știți de ce s-a întâmplat? Adică a dat el un ordin expres să nu intre până la 6 dimineața? Sau? Vă scapă un element esențial. Dimineață, nu mi-a scăpat, dar până la urmă este vorba de un procuror care a avut o atitudine sau alta. Eu spun că procurorul era un alt procuror și un alt partid. Ok, și discutăm despre atitudinea în sine a unei instituții a statului român. Din ce lucruri l-am inițiat, uite, am răspuns de două orice puțină întrebarea asta. A fost ce îndeplat. Da, dar pe noi nu ne interesează ce procuror a fost și la ce partid era. Pe noi ne interesează de ce au intrat. Nu cerem să stabilesc pe spune care este principiul. Există bănuiel că ar mai fi implicat cineva în asta? Vor fi adunate toate informațiile. De ce nu răspundeți? Informațiile pe care le aveți până acum, pentru că sunt mai multe speculații și mai multe informații. Acele rămășițe umane găsite, se știe de la câte persoane sunt? Nu se știe lucrul acesta și nici nu se poate stabili în acest moment. Se poate spune că sunt cel puțin două persoane? Nu se poate face o asemenea afirmație, fără riscul major de a greși. Mai multe persoane atunci? Chiar nu avem. E nevoie, haideți să clarificăm, e nevoie de analize genetice și de o analiză antropologică de nivel înalt pentru a putea stabili dacă avem resturi osoase de la mai multe persoane, dacă sunt fragmente osoase, fragmente osoase unice care se regăsesc în dublu exemplar, vom putea trage... Existau... S-au găsit multe de acid, înțelegem în presa, nu am asumit. Există o anchetă deschisă la DIGOT încă din luna... Ce v-a spus? Nu pot să vorbesc despre anchetele deschise la DIGOT. Aici suntem într-o cauză la practică. Da, vă întrebam ce a spus Iorghe din Bărbat. S-a recunoscut ceva? Nu, a vorbit despre probele pe care le-ați găsit. A răspuns la întrebări când a fost întrebat ce e cu ele? Nu a fost audiat și nu s-a încercat mutarea unor discuții cu el în afara cadrului procedural. V-a condus prin locuință sau cum a decurs mai exact? V-a condus prin locuință sau cum a decurs mai exact? A participat la activitate în calitatea sa de... Ce sens asta vă întrebam? A stat și s-a uitat la dumneavoastră? Faceți anchetă? Dar de ce e dificil pentru dumneavoastră să ne spuneți acum că a recunoscut sau că n-a recunoscut și ce calitate are? După răspunsurile dumneavoastră, susțineți că ar fi nevinovat, nu? Eu vreau
să vă întreb așa. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat și insist pentru că este foarte important și pentru că aveți experiență. Uneți-vă și dumneavoastră în locul familiilor celor care au pierdut polițiștii, nu au intrat atâta vreme, câtă vreme existau acele informații. Iar trebuie luate toate informațiile, tot parcursul cronologic al informațiilor care au existat, al probelor administrate în cauză, pentru a vedea dacă există o perioadă, ipoteza teoretică v-am spus. Dacă procurorul nu vrea, polițiștii pot intra? Procurorul conduce, coordonează, supravegează activitatea organului de poliție, deci în principiu este suveran. Dacă există indicii intermedice, în casă s-ar putea întâmpla anumite lucruri, imediat. Am răspuns repetat la această întrebare. Am răspuns că în principiu o victimă în pericol trebuie salvată indiferent de obstacolele de natură privată. Nu vorbim de obstacole procedurale. Păi se invocă procedura aici totuși. Avem niște dificultăți de ordin procedural și de claritate a legii, dar Constituția e suverană și o victimă în pericol trebuie salvată. Domnule procuror, poliția în momentul în care erau aici, știau că există o tânără în pericol în această clădire? Nu pot să vă dau această... Eu vreau să vă întreb, în urmă cu foarte puțin timp, șeful poliției române, de fapt, de câteva minute, fostul șef al poliției române, da? A declarat așa, a spus că polițiștii de aici, din Caracal, au cerut procurorilor să intervină. Adică înaintea orei 6. Ce știți de povestea asta și de acolo? Știu lucrurile la nivel de informații în vechi. Vreau să avem toate informațiile pentru toate. Ați discutat cu procurorul de casă? Ce v-a spus? Ce procurorul care a coordonat ceea ce s-a întâmplat aici sau ceea ce nu s-a întâmplat? Dacă vorbim de procurorul de la partea procurorul care a coordonat intervenția de dimineață. Să revenim la suspect. Mulțumim! Am o singură rugăminte. Atunci când ați arătat bijuteriile, de exemplu, iau un exemplu, bijuteriile. Iar ce faceți, spus? Iar faceți, a ridicat din numeri sau iar, a spus iar ceva? Iar evocați niște scenarii care presupun o anchetă pe care am fi desfășurat-o. Domnul ministru de interne a confirmat că există acele bijuterii. Bijuteriile există. Bun. O anchetă care a fi fost făcută aici, în garajul proprietarului acestui imobil, eu nu pot să vă confirm că a existat. De ce evitați răspunsurile? Dosar va merge la viitor? E aici, sau la o decizie cu privire la dosar va merge la viitor? O decizie în măsura în care s-a luat se va replica într-o urmăță de definare. Dacă despre asta vorbim, nu am asemenea informație. Procurorul va procesa informațiile de aici și va acționa în consecință, dacă va trecea că sunt pe destule pentru... Personal, ați mai văzut o imagine pe care ați întâlnit-o astăzi înăuntru în cariera dumneavoastră? Personal, nu ca procuror. Da, mai văzut o imagine. Nu pot să fac la exemplu o întrebare ca să pot să vă răspund pe acesta. Mulțumim! S-a acționat și cu un excavator, puteți să ne spuneți, pentru că sunt speculații și în acest sens. Deci nu. Vreau să vă întreb cum percepeți scandările oamenilor. Mulțumim. Mașina noastră în cor. Nu cred că sunt în siguranță.